16 ani. Vă spuneam că vârsta, cu cât e mai mică, cu atât e un avantaj în gimnastică. Linie. Cuțuc a întins element pe care îl făcea și Cristina Bontaș la Indianapolis în 98. Ui, 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 stai acolo! Această aterizare cu umărul jos și cu pasul în față, cred că este o depunctare de 5-5. Un sol ca de 16 ani. Parcă mai aproape de stilul care ne place nouă românilor, mai puțin teatru și mai mult acrobatică. Dar interpretează și Ming. Echilibru între cele două e cheia, e soluția. Evident, contează și caracterul copilului. Pentru că, de exemplu, am avut-o și noi pe Aurelia Dobre, de departe, gimnasta cu cele mai frumoase mișcări de mâini. Pe Ana Porgras, cât de elegant a fost Ana. Dar cine poate contesta maturitatea și expresivitatea Cătălinei Ponor sau puterea și dominația Sandrei Izvașa? Zvârluga de Daniela Silivaș, ce energie, parcă era dată pe repede înainte. Să nu aruncăm tot ce e bun. Hai, Sabrina! Se poate! Doisprezece, 700.